Primul concurs de workout organizat vreodată la Deva se va desfășura mâine în parcul amenajat pe platoul Bejan. Întrecerea va fi structurată pe grupe de amatori și profesioniști și va consta într-o probă de alergare și într-una de exerciții fizice cu propria greutate, adică flotări, tracțiuni, fandări și o serie întreagă de alte exerciții asemănătoare, executate la barele proaspăt instalate pe platou. Cei care vor să participe la întrecere se pot înscrie și la fața locului mâine între ora 8 și 8 și jumătate, în schimbul la minimum 2 kg de fructe, care ulterior vor ajunge la un centru de plasament din Deva. Sunt așteptați să aducă fructe și spectatorii care vor veni să urmărească pe viu prima competiție de workout organizată vreodată la Deva. Cei mai buni dintre sportivi vor fi recompensați cu diplome și premii. Workout este o nouă mișcare a persoanelor ce se ocupă cu dezvoltarea propriului corp în orice loc, chiar și în stradă. În schimbul aparatelor, workouterii folosesc practic tot, de la bare și paralele până la copaci, blocuri de beton, șantiere de construcție. Practic totul se poate folosi pentru a-ți dezvolta corpul. Motoul workouterilor este antrenează-te în orice timp și orice loc. Concursul Schimbare prin Mișcare este organizat de Fitness Urban în colaborare cu CS Pretorienii Deva, Asociația Județeană Sportul pentru Toți Hunedoara și Asociația pentru Tineret, Învățământ și Turism.